Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru miercuri, 28 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de miercuri ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, se pare că energia zilei de ieri oarecum se transmite puțin și astăzi, pentru că avem aici încă două arcane majore. Dar hai să o luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici 5-ul de cupe, 5-ul de emoții. Tristețe, dezamăgire, pentru că vă canalizați toată atenția asupra lucrurilor care nu au ieșit așa cum v-ați dorit voi, asupra lipsurilor din relația voastră, în loc să vă uitați la tot potențialul pozitiv care există aici în viața voastră. Aici, cu 5-ul de emoții, această stare de melancolie, de tristețe, poate chiar de depresie pentru o parte dintre voi, este una autoimpusă. Și este important să înțelegeți acest lucru, pentru că așa cum voi singuri v-ați băgat în această stare, v-ați cufundat în aceste emoții negative, la fel voi singuri sunteți cei capabili să vă scoateți din această situație. Aici nu vă puteți aștepta să vină partenerul sau partenera voastră și să vă scoată din această stare, pentru că e imposibil. Voi v-ați băgat aici, voi trebuie să vă scoateți de aici. Și aici vin cu un avertisment foarte important pentru toți cei care sunteți în relații de lungă durată. Nu uitați că ieri ați mai primit o nouă șansă de la Univers, dar astăzi sunteți foarte, foarte aproape de a repeta aceleași tipare toxice în relația voastră. De a vă aștepta ca tot timpul partenerul sau partenera voastră să vă ofere niște lucruri care nu e realist să le cereți de la altă persoană dacă voi nu sunteți capabili să vi le oferiți singuri. Și aici, mai ales pentru cei care știți că aveți tendința de a face pe supărați și de a vă preface că sunteți ofensați și supărați doar ca să atrageți atenția partenerului sau partenerei voastre, vă spun foarte clar și răspicat: renunțați la acest obicei, renunțați la acest comportament, pentru că nu este sănătos. Și dacă voi continuați să aveți acest gen de comportamente nesănătoase, vă riscați singur relația și fericirea și nu o să puteți niciodată să aveți o relație sănătoasă și durabilă. Pentru cei care sunteți singuri, aici cu 5-ul de emoții, cu 5-ul de cupe, mesajul este că lucrurile nu sunt chiar așa de nasoale cum par și uitați-vă atent în jurul vostru, pentru că există niște oportunități pe care voi le ignorați. Există niște oportunități la care voi le-ați întors spatele acum. Există niște persoane care sunt interesate de voi, care ar vrea să discute cu voi, să iasă în oraș cu voi, să vă cunoască, chiar să aibă o relație cu voi, doar că din anumite motive, voi ați exclus din start orice posibilitate de a începe ceva cu această persoană. Și acum, nu știu de ce ați făcut această excludere categorică. Poate că aveți niște standarde nerealiste, poate că sunteți prea materialiști și persoanele care sunt interesate de voi încă nu sunt la nivelul la care voi ați vrea să fie. Aici nu discriminați, pentru că vă faceți singuri rău și riscați să ratați o posibilă relație foarte frumoasă cu o persoană care în timp are foarte mult potențial să ajungă să fie exact ceea ce voi vă doriți într-un partener sau parteneră, doar că acum e încă la început de drum și voi l-ați exclus, l-ați eliminat complet din joc, pentru că nu sunteți capabili să vedeți potențialul din aceste cupe, din aceste posibile cupe, și le-ați întors spatele. Eu zic că e o greșeală, mai uitați-vă odată, mai revizitați cupele cărora le-ați întors spatele, pentru că acolo poate să fie foarte multe emoții sincere și foarte mult potențial de dezvoltare. Pe partea de sănătate avem o arcană foarte frumoasă aici, carul, fetonul, arcana majoră care în tarot simbolizează zodia racului, dar și care ne vorbește despre
o evoluție foarte rapidă într-o direcție foarte pozitivă dacă suntem dispuși să facem acum corecțiile de traseu necesare în viața noastră. Dacă sunteți dispuși să începeți tratamentul, dacă sunteți dispuși să începeți terapia, dacă vreți să începeți dieta și sunteți serioși cu privire la noul stil de viață care se cere, se impune pentru voi, atunci aici trebuie să știți că lucrurile se vor desfășura cu foarte, foarte multă rapiditate și o să vedeți rezultatele pozitive asupra organismului vostru, asupra stării voastre de sănătate foarte rapid. Chiar din prima, a doua zi de tratament, de terapie, de dietă, o să simțiți că aveți mai multă energie, o să simțiți că simptomele încep să dispară, o să vă simțiți mai bine, dar trebuie să fiți serioși, trebuie să fiți dedicați acestui nou stil de viață și să înțelegeți că aici este vorba de niște schimbări pe termen lung. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem o altă arcană majoră, avem aici prima arcană majoră din suita de tarot, nebunul, un nou început, un nou început uranian, surprinzător, neașteptat și care cere de la voi să aveți încredere, să faceți primul pas. Fie că vi se oferă un job nou, fie că vi se oferă responsabilități noi, proiecte noi, orice vi se propune aici, oricât de surprinzător ar părea, pare să fie foarte bine aspectat și există foarte mult potențial pozitiv de rezultate fenomenale în cariera voastră. Astăzi este ziua în care puteți să riscați, astăzi este ziua în care puteți să pășiți în gol, să pășiți în necunoscut, pentru că acest curaj o să vă fie răsplătit. Fiți atenți pentru că astăzi s-ar putea ca anumite oportunități în afaceri să vină pe căi neobișnuite. Poate stați la coadă la supermarket să plătiți ceva și auziți pe oamenii din spatele vostru că discută despre o afacere, despre niște servicii pe care chiar voi le puteți oferi și uite așa, din întâmplare, foarte surprinzător, vă găsiți niște clienți noi. Aici, cu energia nebunului, lucrurile nu se întâmplă pe căi tradiționale, ci se întâmplă pe căi neobișnuite, originale. Când vă așteptați mai puțin, sare în fața voastră oportunitatea și de aceea e foarte important să fiți pregătiți, să plecați în această zi cu acest mindset, să fiți foarte atenți la fiecare colț, pentru că nu știți de unde sare oportunitatea. Și atunci când aceasta apare, voi va trebui să fiți pregătiți să o prindeți de picior, să n-o lăsați să plece și să profitați la maxim de acest cadou pe care Universul vi-l aruncă în față. Bun, și înainte să finalizăm etalarea pentru azi, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi de la cărțile Oracol. Hai să vedem ce mesaje suplimentare putem să scoatem de la aceste cărți Oracol pentru această zi de miercuri. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. Un mesaj foarte frumos care vine și completează toate mesajele zilei. Pe partea de relații, dacă sunteți constructivi, dacă sunteți pozitivi, veseli, optimiști, o să ieșiți foarte rapid din această stare. Pe partea de sănătate, la fel, dacă sunteți optimiști și dispuși să faceți schimbările necesare în viața voastră, rezultatele o să se vadă mai repede decât vă așteptați. În afaceri, în carieră, dacă sunteți optimiști și capabil să identificați oportunitățile care apar în viața voastră astăzi, o să aveți parte de foarte, foarte mult succes. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!